Salutare hutinașilor și bine v-am găsit la un nou episod. O să începem o nouă serie de Brawl Stars. O să cumpărăm și o ofertă nouă pe acest episod și o să deschidem și niște Mega Box-uri. Adică cred că am un singur Mega Box, ia să mă uit să văd că nu știu exact. Deci am, cred că ăsta e Mega Box ăsta din stânga mai mare. Și mai am niște box-uri din astea mai micuțe, nu știu exact momentan cum se numesc și așa mai departe. Dar o să învățăm pe parcurs, m-am jucat așa puțin offline pentru că n-am vrut să mai învăț eu, să nu intru așa să fiu chiar blăniches, blăniches. Am 269 de trofee, deci na, o să trebuiască să joc mai mult ca să cresc în rank și așa mai departe. Pe campionul ăsta sau pe brawlerul ăsta sau ceva de genul ăsta, cred că se numește, am 141 de trofee, am rank 10 și așa mai departe, am și skin-ul pentru că m-am conectat cu contul Supercell și... Na, o să vedem ce mai este de făcut. Întâi și întâi vreau să cumpărăm oferta. Deci vreau să mergem la shop. Bam, 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 shop-ul e aici în stânga. Încă nu le știu așa de bine. Stai să vedem dacă funcționează totul cum trebuie. Da, totul este conform planului. Așa frumușel, bun. Și vreau să cumpăr oferta asta pentru că este destul de bună. Este 5x value. Adică, na, părerea mea este foarte, foarte bună. Adică este de 5 ori mai mult și costă doar 10 lei. Așa că o să o luăm pe acest episod, să o avem și noi frumușel, poate cine știe o să ne vină ceva bun aici pe shop și o să cumpărăm cu gemuri. Astea le-am luat astăzi de dimineață, bănuții ăștia i-am luat și alte chestii nu o să mai cumpăr, eventual o să mai cumpăr niște powerpoints pentru campion și așa mai departe. O să vedem, uite aici, putem să cumpărăm încă cu 34, hai să cumpărăm direct cu 34, cumpărăm pentru Barley sau cum se citește, habar n-am. Bun, și hai să cumpărăm și ăsta. Deci dăm așa frumușel, bam, bam, bam. Și aici ne arată că o să cumpărăm oferta cu 10 lei. Și noi am cumpărat, acum o să vedeți direct, pentru că am tăiat partea exact când am cumpărat. Voi o să vedeți acum exact că am primit 80 de gemuri, ceea ce înseamnă că am cumpărat oferta cu 10 lei. N-ai sărino, pani vino. Și hai să vedem ce mai picăm. Apăsăm un clickeanu și avem un mega box din ăsta. Sau cum se numește ăsta? Habar n-am. Dăm așa frumușel să vedem ce picăm. 275 de bănuți. Nice Sarino. L-am picat și pe Colt aici frumușel. Bine, am picat puncte powerpoint pe Colt. Am picat și pe Bull 21. Și am mai picat și pe Barley. Deci am cumpărat cam degeaba alea, încă 21. Și pe Shelly am picat încă 23. Și pe Nita am picat 40. Mamă, ce de mi-a dat pe Nita. Și am picat și un Brawler. Ia să vedem. Pe El Primo, l-am picat pe El Primo, este rar, Naiserino, pani vino. Bă, măcar am picat și un Brawler, frumușel așa, ia uitați aici, unlock, bam, bam, bam. Oricum mai avem o grămadă de boxuri, adică o grămadă, mai avem încă 3 boxuri dacă nu mă înșel de deschis. Naiserino, pani vino, dăm așa înapoi, bun, avem 86 de din astea. Și hai să deschidem și ăsta, a nu, chestul ăla era un chest mai mare. Stați că mă uit imediat să văd cum se numea. Deci avem 59 de bănuți. Avem 10 pe El Primo, Naiserino. Avem și pe Barley. Avem 11. Avem încă 20 pe Nita. Și cam asta este. Și mai am încă două chesturi din astea mici. Hai să le deschidem și pe astea. Facem mare chest opening. Dăm așa, bam. Deschidem 12 bănuți. 6 din astea powerpoints. 25 powerpoints, mamă cât i-am picat pe Barley ăsta, frate. Și mai avem încă unul, hai să vedem acum ce picăm pe ăsta. Îl deschidem și pe ăsta rapid. 20 de bănuți, Naiserino, pani vino. Avem încă 6 pe Barley. Avem încă 10 pe Colt. Și cam atâta, cam atâta, bun. Și acum hai să vedem cum se numea chestul ăla. Că eu am crezut că e Mega. Aba da, ăsta e Mega Box și ăsta la alt, cum naiba se numește, văd că vrea să mă lase vocea. Big Box, asta e Big Box, ok. Deci Big Box și Mega Box, bun, să le rețin. Așa și hai să dăm niște, dăm un solo din ăsta Showdown. Dăm frumos așa pe Playanu, hai să ne jucăm direct cu Barley. O băgăm așa direct cu Barley, bam, 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 un mecean, să vedem cum ne situăm. Poate și câștigăm, cine știe. Ne ducem direct la chestianele astea două, că aici sunt două. Le farmăm rapid, Ianu. Bam, 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 mai dăm încă unul, hai cu încă unul, ăla-i ticule. Și am uitat să fac și level up pe Barley, o să fac după meceanul ăsta. S-o dăm cu ăsta oare? Bă, încă nu-i prea bine să o dăm, sincer să fiu. Oh, avem și suculeț, luăm suculețul repede, după care ne ducem direct pe ei, nu mai stăm la taclale.
Luăm ăsta așa, bun, și hai să mergem aici. Acum îi spargem pe ăștia aici. Am făcut direct două chiliane. Mai este unul aici. Aolo, ce mi-a dat ăsta. Bă, măcar am făcut două chiliane. Dar ce-i nașpa cu bardul ăsta, că dacă te duci foarte aproape de ei, te omoară instant, pentru că ai viață destul de mică. Oricum am făcut două trofee și oricum nu știu să joc atât de bine, deci trebuie să mai învăț să joc. Nice, Rino, am făcut și 20 de puncte din astea. Și hai să dăm exit momentan, pentru că vreau să mi-l upgradez puțin pe Barley. Așa unde dădeam aici la Brawlers. Și dăm acum direct pe Barley. Facem cu 75 de bănuți, nice, Rino, bam, bam, bam. Îl upgradăm, ăla-i ticule. Și momentan nu mai putem, mai avem nevoie de încă 8 bănuți. Ai, ai, ai. Dacă mai aveam încă 8 bănuți, mai puteam să-i facem încă un power-up. Și am direct power 4. Hai să facem level up și pe ăștia alți. Dăm așa frumușel, facem și pe ăsta cum se numea, Bull. Facem și pe Bull, nice, Rino, Panivino. Facem și pe Nita. Dăm așa 75 de coinuri. Nu ne uităm la coinuri, frate. Luăm tot ce avem nevoie. Facem și pe Colt, ca să-l avem și pe ăsta. Să avem pe toți level mai mare, să ne putem juca cu ei. Bun, și hai să mai dăm încă un mecean cu cu ăsta, cum se numește, hai să deschidem și ăstea. Bun, lăsăm tot așa pe solo. Mai dăm încă un mecean cu Barley. Nice, Rino, Panivino. Haideți să vedem, poate și câștigăm unul, cine știe. La început, sincer, era destul de ușor să câștig cu ăsta, chiar când l-am primit. Dar acum e mai greu. Hai să dăm pe ăsta, ăsta e ca mine, aolo că s-a dus direct pe, am înțeles. Îi dăm aici mare bucată. Bun, hai să luăm și ăsta. Nu, nu, măcar l-am luat eu. Nice, Rino, hai să-l batem pe ăsta dacă putem. Încă una de-i mai prind, e mort. Aoleu, stai că mi-a dat pe ălălalt. Aoleu, că-s la mijloc aici prins. A trebuit să cobor, că nu am ce să fac. Uite-l pe el, primul ăsta. Ăsta vine să o dea cu mine. Ok, Anu Barosanu. Îi punem aici și Aoleu din asta. Aoleu, nu m-am dus bine. Nu m-am dus bine deloc, frate. Bă, mi-a luat-o pe arătură. Am înțeles. O nenorocit ăsta. Minus 3 trofee, nu-i bine deloc. Hai să mai dăm încă unul, trebuie să și câștigăm unul. Nu se poate să se termine așa. Dăm încă o dată play again și hai să-i dăm biceane, fraților. 10 din 10, ăla-i ticule. Hai să-i dăm biceane. Trebuie să și câștigăm unul. Faza e că acum pe game mode ăsta te pune, hopa, am apăsat greșit. Te pune destul de aproape unul de altul. Înainte te punea la depărtare. Sau e mai mică harta, nu știu care e faza exact. Oh, dacă-l prindem pe ăsta aici să-l omorâm. Bam, 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 bam. Ăla-i ticule, l-am prins, i-am luat ăsta, nice, Rino, nice, Rino. Și mai avem încă unul aici. Hai să-i dăm aici mare bucată și de asta. Aolo, că mă bate, mă bate, mă bate, nu m-a bătut. Au, dar mă bate ăsta la alt. Bă, cât ghinion să ai, mă, a venit și ăsta la third party, frate. Ai, 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 ai. Măcar acum ar trebui să fim pe plus, ba nu, pe zero. Suntem pe zero trofee. Hai să jucăm și cu altcineva. Pentru că văd că cu Barley e destul de greu la nivelul ăsta. Dăm exit, așa, ok, bun. Și alegem pe altcineva. Mai facem încă de un box, imediat să-l mai deschidem. Și hai să ne jucăm cu... Cu cine să ne jucăm? Hai să ne jucăm cu Shelly. Ne jucăm cu Shelly. Dăm așa pe Pleianu. Și hai să încercăm și un mecean cu Shelly. Să vedem care-i treaba, poate ne descurcăm mai bine. Cu celălalt, cu Barley, e foarte tare dacă joci cu cineva în echipă. Sper să nu vină ăștia după mine acum. Ok, Anu Barosanu. Hai, sparge ăsta. Nice. Ai încă o bucată. Bun. Ăla-i ticule. Îmi fac direct 2 power-up aici. Sau cum se numesc chestiile astea. Iau direct 2 din astea. Nice, Rino. Oh, și l-avem pe salou aici. Mama mia. Hai, mă, încă una. Încă una. Ăla-i ticule. L-am bătut. Dar acum problema e că mai sunt mai mulți pe aici. Aolo, și asta vine după mine. Avem 3 power, ceea ce e destul de ok. Bun, acolo sunt 2. Cred. Deci este tot Shelly, da, o singură persoană era, am crezut că-s doi. Așa mi s-a părut mie, dar era doar o singură persoană. Și avem 3 din astea, bă, nu e chiar atât de rău. Doar că acum, aolo, ia suculețul, dacă o lua suculețul, sunt mort. Trebuie să mă tir. Mamă, și mă poate și ajunge din spate. Că se mișcă destul de repede, ne ascundem puțin aici. Stăm puțin aici și ia să vedem ce se mai împlântă.
După care mergem și noi să o dăm cu ei. Eu dispărut suculețul. Da, hai să-l batem pe ăsta, să-i luăm ăstea. Aolo, că nu-l ajung. Nu-l ajung, frate. N-am nicio șansă. N-am nicio șansă că ăsta dă la depărtare foarte mare față de mine. Bun, hai să mergem pe aici și pe sus. Faza e că are doar 2 power, ceea ce nu-i prea mult. Hai să vedem dacă putem să o dăm cu ăsta. Aolo, ce-mi dă ăsta. Mă culc că ăsta deamează. Da, deci trebuie să stau puțin mai safe așa, că nu prea am ce să fac. Sper să nu fie nimeni pe aici. Mi-ar trebui un suculeț. Dacă pun mâna pe un suculeț, i-am nenorocit. Uite aici un suculeț. Stăm aici. Aolo, Barosane, lasă-mă în pace. Eu l-am luat, bun. Oh, deci e de ăsta showdown. Hai să o dau cu ei acum. Unde e ăsta? Unde e ăsta? Bun, bun, l-am spart ăla-i ticule și am reușit să și câștigăm un mecean. Am făcut plus 8 trofee. Nice, Rino. Deci practic nu mai știu cât am luat înainte, minus 4 sau ceva de genul ăsta. Și acum am plus 8 trofee. Deci suntem pe plusianu. Am făcut și rank up aici frumoșel așa. Mai primim și niște tokens din astea așa frumoșel, bam bam bam. Și hai să dăm exit. Să mai deschidem încă un box din ăsta. Îl deschidem frumoșel așa, ia să vedem ce picăm. Bam, ăla-i ticule, 30 de coinuri. Avem pe Nita. Și ia să vedem pe cine mai avem. Pe Shelly, încă 10 puncte. Și cam atâta, fraților. Ia să vedem noi, cred că funcționează totul cum trebuie. Da, cam ăsta a fost episodul Hudinașilor. Dacă v-a plăcut, să nu uitați să rupeți butonul de like și de subscribe. O să mai deschidem, adică o să mai cumpărăm și alte oferte dacă mai ne pică ceva așa ca lumea. Și o să mai deschidem și boxuri, mega boxuri, big boxuri și boxuri din acestea normale. Așa că rupeți acolo butonul de like și de subscribe să vedem puține susținere pentru seria aceasta. Dacă vă place, să nu uitați și de Instagramul meu, îl aveți acolo, primul link din descriere. Și noi o să ne auzim pe următorul episod. Pa, pa!